Cine vine la cabinetul unui parlamentar? Diferiți oameni cu probleme. La noi se adună problemele din toată țara, fiind și un partid la început de drum și mic. Ne scriu oameni de la Moldova Nouă până la Crucea, în Suceava, disponibilizați, păcăliți. Am început acum un program să le oferim consultanță juridică, pentru că mulți nu își permit. Și e un avocat care miercurea și joia... Da, un om după stradă, totuși, educația asta după 31 de ani, mă gândesc că poți să te duci la biroul unui parlamentar, fie el și din aur, să zici, bă, mi-e frig, buteli, aprobări de casă, de locuri, rate la bancă. Adică sunt oameni în țara asta care cred că în continuare, nu știu, Ceaușescu le dă case, mobilă, butelie. Eu cred că primesc mii de solicitări în fiecare lună de ajutor social. Le redirecționăm către direcțiile de asistență socială. Eu primesc mai multe pentru că am și anunțat și îmi donez 90% din salariu. Ce voiam să fac... Care e salariul? 12.000 brut. De lei. Net. Netul e 12. În mână, 12.000 de lei. Dar asta e doar salariul. Ca și parlamentar mai ai telefon, mașină, sume forfetare, sume pentru cabinet. Ajungi pe la 10.000 de euro undeva. Eu sunt membru în birou permanent, am și masă. 50.000 de lei pe lună? Da. Cap, trebuie să știe românii cât dau pe un parlamentar, pe cap de și parlamentar. Și senatorii? Tot la fel. Tot, adică nu e o diferență decât la... La vârstă. Sunt mai bătrâni un pic. La voturi sau chestii de genul ăsta, nu? Da, și mai puțin. Adică la decizii. Ponderea lor la vot e mai mare. Lăsați că și la dumneavoastră n-aveți numai tineri în partid. Nu, nu, nu. Avem și cei mai tineri și cei mai vârstnici. Foarte mulți dintre cel mai tânăr câți ani? 24. 24? Și cel mai în vârstă? 78. A fost și decanul de vârstă. A condus prima ședință. Domnul acela artist plastic? Sau? Și domn profesor Dăneasă, care a făcut monumentul Bucovina în aripată, e la o vârstă onorabilă, dar nu, domnul Feodorov de la Botoșani. Domnul Feodorov. Cum ați ajuns la formula asta de... copreședinți. Deci aveți un președinte, un prim vicepreședinte. De ce? Sunteți doi sau câți copreședinți? Doi. Noi ne-am adresat la început tuturor curentelor din zona asta națională, din zona organizațiilor patriotice românești și până la urmă ne-am pornit mulți la drum și am rămas eu cu Claudiu Târziu, care am avut curajul să mergem până la capăt. Când a apărut în combinația asta? Târziu. Păi așa brusc vă împrieteniți? După, nu. Ne-am prietenit la referendumul pentru familie, când, practic, toate partidele... V-ați întâlnit la aceeași cocoană, la ușă sau cum dracu? În activismul, convingând oamenii să meargă la vot. Doamne, dați atâtea subiecte, juri. Referendum pentru familie, dar sunteți burlac, nu? De la anul nu o să mai fiu. De la anul? Da. Ia uite, fraților, deci notați aici, nu o să mai fie burlac, ceva de nuntă. Și un naționalist, cum face nuntă? Tradițional, nu? Da, m-au prins paparații de ziua mea. Biserică, sfatul popular, nuntă, dar popă, tot ce trebuie. Sârbe, hore, stau cam prost la capitolul ăsta. Inclusiv tradiția completă? Adică, nu, că la vârsta mea nu mai adică, când tradiția completă. Chiar ceaful la fereastră. E asta, zic, la 35 de ani mie cam... Păi nu e de dumneavoastră, mie acum, de respectați tradiția sau nu, să vedeți ce... Deci asta cumva se... Exclude. Se trece cu vederea, ca să zic așa. Deci una din tradiții... Da, că nu, suntem la etnicii romi. Cop. Președinte, nu e vorba de asta, e vorba că era o tradiție, domnule. Deci oamenii se cunoșteau fizic în noaptea aia. Asta e adevărul, da. Domnul copreședinte este... Regulamentar căsătorit și cu copii. Am înțeles. Păi și ce căutați dumneavoastră la referendumul pentru familie? Păi trebuia introdus în acolo ați cunoscut coaliție. Și pe viitoarea doamnă Simion? Nu, nu. După. După Prut? După referendum pentru familie, după Prut. De peste Prut. Eu făceam un exercițiu. Deci este de la noi din țară sau? De la noi din țară, din România Mare. Aici putem să începem o lungă discuție, dar nu este cazul acum, pentru că nu se termină niciodată. Eu am fost de nenumărate ori acolo. Într-o singură propoziție vă spun părerea mea.
Și mergeam pe stradă, mergeam prin Cârciu, mergeam pe nu știu unde, vorbeam cu artiștii în mod special, că eram pe linia asta, și ziceam, domnule, uite așa, 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 așa. În afară de cei care îi vedem pe stradă, îi vedem la demonstrații, în tot felul de lucruri, oamenii care beau o bere sau mâncă și spunea, păi n-ai Florini. Vorbeau și rusește între ei, și românește și așa mai departe. Spunea, nu, nu-i bine așa. Avem cetățenie română, adică chestia asta așa pe care unii o fac, foarte bine să o facă, să vedem. Eu cred așa, că de fapt, și mergem mai departe pe alte subiecte sau ne întoarcem, eu cred că dacă am vorbit la Bruxelles, de exemplu, și practic s-ar integra Moldova în UE, ridică toate alea și e unire de fapt. Nu? Cultura, obârșia, toate alea sunt comune. Și atunci, ce să vedem? De asta aș vrea să intre și Ucraina, nu e? Ca să... Pentru că... Avem și Cernăuțiu. A, și bine, Bugeacu. Ați văzut cum... Am deschis gura că urmează să spun. Deci, pe partea aia nu prea v-ați aventurat încă.